Bună ziua, bună seara, bună dimineața, dragi români de pretutindeni, indiferent pe ce latitudine vă aflați, vă salutăm, iată-ne la un nou episod al podcastului nostru, în care vom vorbi despre un subiect destul de interesant, un subiect care ne-a venit și nouă în atenție, despre domnul Călin Georgescu, despre distributism și despre marxism. Există un podcaster pe YouTube care, printre multe alte clipuri pe care le-a postat pe canalul său, s-a gândit să mai posteze unul și despre domnul Călin Georgescu, în care vorbește de faptul că a descoperit că, vezi, Doamne, doctrina domnului Călin Georgescu din Cartea Cumpăna României a uitat să menționeze, sau mai bine spus, nici măcar nu cred că știe că este vorba despre acea carte, și anume, distributismul seamănă sau este aproape la fel cu marxismul. Noi am mai discutat pe tema acestui subiect, am făcut chiar un episod în două părți cu fratele meu și coleg partener Tudor, acum ceva timp, cred că acum 2 ani, dacă nu mă înșel, în care am vorbit foarte clar despre distributism, pe ce se bazează, care este doctrina, ce înseamnă de fapt, care este diferența între distributism, comunism, socialism, capitalism, marxism, nu-i așa? Pentru că acum cuvântul ăsta marxist, marxism, neomarxism, neomarxist, aceste cuvinte, această familie de cuvinte, pornind de la rădăcina Marx, nu? Este vorba de Karl Marx, unii dintre voi știți deja, este foarte popular astăzi și iată că ne-am decis să facem și noi o mică analiză a ceea ce spune respectivul YouTuber și vom da imediat share. În care vom vedea un pic din ceea ce expune dumnealui. Acesta este YouTuberul, podcasterul. Puteți să vizitați site-ul, desigur, canalul de YouTube. Și ne-am oprit asupra două dintre clipuri, și anume acesta, fiind primul, Călin Georgescu e un Karl Marx conservator. Haideți să vedem și noi, dar ne-a mai atras atenția încă unul despre care nu vom discuta chiar în episodul acesta, poate într-un alt episod, unul despre extrema dreaptă. Nu este vorba despre extrema dreaptă la fotbal, nu vă impacientați cei care nu vă dați seama deocamdată, ci extrema dreaptă politică, bineînțeles, atunci și acum. Țin să menționez, apropo de extrema dreaptă, că nu există extremă dreaptă în lume în momentul de față. Voi explica de ce nu există extremă dreaptă și este vorba de acest clip. Extremă dreaptă, atunci și acum. Și dacă observați, cred că vedeți despre cine este vorba. Trei personaje istorice și trei personaje actuale, printre care nu vom vorbi despre personajele istorice, datorită faptului că ne-am putea lua ban de la YouTube, pentru că așa consideră că promovăm, cum îi spune, organizații teroriste, așa cum face și Facebook, de altfel. Culmea, mă mir că respectivul YouTuber nu și-a luat ban deocamdată, probabil pentru că nu a menționat în titlu numele respectivelor personaje istorice. Dar, dacă observați, este vorba și despre Călin Georgescu și Aur. Aur, printre care Sorin Lavric în stânga și George Simion. Încă o dată, nu vom vorbi despre aceasta acum.
Dar vreau să vorbim despre Călin Georgescu, distributismul și marxismul. Pentru că se pare că, și o să vedeți imediat, respectivul YouTuber a preluat de pe site-ul nostru câteva pasaje care i s-au părut lui foarte marxiste, le-a deconstruit, așa cum veți vedea imediat, că vă voi arăta. Și, mă rog, cumva, punct cu punct, a considerat că și Marx vorbea la fel sau aproape la fel. Hai să vedem, de fapt, despre ce este vorba. O să închidem noi acest tab. Ca să mai facem un pic de loc. Bun, și o să luăm fiecare parte. Dăm de la început, dar nu chiar de la început, pentru că e vorba de un intro acolo, nu ne interesează intro-ul. Și după intro. Bun. Hai să vedem. Cred că de aici. Bun. Deci vom reda un pic. După aceea vom discuta, vom analiza. Acesta este Călin Georgescu, da? Călin Georgescu și cu George Simion. Ei doi sunt oamenii de la AUR. Mă rog, sunt mai mulți oameni la AUR, dar George Simion, președintele partidului AUR, și Călin Georgescu este propunerea de prim-ministru AUR, da? Bun, facem și noi o mică pauză aici. Precizăm, Călin Georgescu nu este omul de la AUR. Punct. Călin Georgescu nu este membru în niciun partid. Punct. Călin Georgescu a fost propus de anumiți membri AUR, din câte am înțeles, deputat sau deputată, nu mai știu exact dacă era vorba, despre cine era vorba, să fie președintele onorific al AUR. Călin Georgescu nu a acceptat și nici nu a refuzat. Bun. Nu a fost propus, adică nu a fost, nu este președintele onorific al AUR, pentru că acest lucru nu este statutar. Deocamdată este doar o propunere și pentru a deveni președintele AUR, onorific al AUR, trebuie să fie numit într-un congres AUR. Bun. Dar, da, cei doi colaborează deocamdată. Hai să zicem în felul următor. Da? Mai departe. Deci un om important, practic. Și haideți să vă arăt eu ce spune domnul Florin Georgescu. Ia uitați-vă. Prima chestie pe care vreau să vă arăt, asta este din programul lui, proiectul lui de țară. Și în proiectul lui de țară le zice multe chestii. Eu am selectat câteva dintre ele, că doar nu stăteam să vă arăt tot proiectul de țară. Chestiile care mi se par mie asemănătoare cu lucrurile pe care le propune și stânga, cu lucrurile pe care le propune și Marx. Și există o asemănare destul de puternică între chestiile pe care le propune Călin Georgescu și chestiile pe care le propune Marx sau anumiți oameni care sunt marxiști. Cu adevărat marxiști, nu neomarxiști, vrăjeala aia de neomarxism, cum că USR-ul ar fi neomarxist. O să vă arăt și o să comentez de ce de fapt USR-ul nu este neomarxist și de ce mie mi se pare un pic mai mare asemănarea între ce zice aici Călin Georgescu și ce zice Marx și ce zic socialiștii și ce zic comuniștii, decât ce zice USR. Deci asta este prima chestie. Din programul lui... Pune un pic de pauză aici. Nu știu dacă USR s-a autodenumit ca fiind marxist sau neomarxist, ca și partid. Dar cu siguranță s-a autodenumit ca fiind de dreapta. Bun. Da? Rețineți acest aspect, ca fiind de dreapta. Alții, bineînțeles, din latura de stânga, oarecum clasică, exemplu PSD, dar și din afară, adică partea conservatoare, hai să zicem, oarecum de centru, dacă putem să numim centru, adică AUR, au spus că sunt neomarxiști, nu și cei de la USR. Cei de la USR, din câte știu, prin statutul lor, sunt de dreapta. Acum, trageți concluziile și vă las chiar un citat în care Mussolini practic dădea definiția fascismului ca fiind și spunea
Fascismul este căsătoria dintre stat și corporații. Bun. Acum, încă o dată, trageți concluziile dumneavoastră și mergem mai departe. Proiectului de țară. Ia, uitați-vă voi ce spune omul Călin Georgescu. Omul Călin Georgescu zice așa în proiectul lui. Printre la ce punct ăsta? Obiective și soluții specifice. Deci la capitolul de soluții, Călin Georgescu zice așa. Mutualizarea firmelor private falimentate de proprietarii lor, ok, pentru a obține avantaje necinstite. Deci el zice că e în cadrul doar mutualizezi doar firmele care sunt, sau nu doar, sau mutualizezi firmele care sunt în faliment pentru că proprietarii au furat. Și uite, ne explică aici ce zice mutualizarea. Mutualizarea, trecerea firmelor private sau de stat în proprietatea lucrătorilor lor și transformarea în firme cu lucrători proprietari. Adică cooperative, practic. Da, deci... Dăm un pic înapoi. Firmelor private sau de stat în proprietatea lucrătorilor lor și transformarea în firme cu lucrători proprietari. Adică cooperative. Stop un pic. Bun. Aici vedeți, bineînțeles, niște obiective. Cartea este la îndemâna, cred că, oricui. Cine vrea să citească, poate să citească. Bineînțeles că acestea sunt unele dintre obiective. Dar de ce am pus stop? Pauză, de fapt. De ce am pus pauză este pentru că vorbește de lucrători proprietari, adică cooperative. O să vedeți imediat că face o confuzie între colective și cooperative. Noi am făcut în episoadele anterioare, am vorbit despre cooperative și despre colective, am vorbit despre cele trei etape ale colectivizării încă din 1946 și 1962, între acești ani. Au fost trei episoade, da? Am vorbit despre ce diferență este între colective socialiste, și vom da imediat diferența, și cooperative distributiste. Din păcate, dumnealui face o confuzie între cooperativele cu lucrători proprietari și colectivele socialiste. Nu cunoaște colectivizarea, sau dacă cunoaște, o ignoră și o lasă deoparte, nu vorbește despre ea. Nu vorbește despre cele trei etape ale colectivizării, nu vorbește despre furtul, jaful de proprietate privată, și vom vedea că fiecare pământ în parte este proprietatea privată a poporului român, a cetățenilor. Deci pământul țării este, conform Constituției, în proprietatea privată nu a statului, ci a poporului român. A, că a ajuns, chiar și prin actuala Constituție, dar și cea din 1955 și cea din 1965, există trei Constituții care vorbesc, că bunurile, mijloace de producție și pământuri, bineînțeles, sunt ba în proprietatea poporului român, poporul român fiind proprietar asupra lor, alte ori spune a statului. Este proprietatea statului și nu există alt proprietar. Este o discrepanță și o, cum să spunem noi, se bat cap în cap. Tocmai de aceea trebuie stabilită printr-o constituție reală care este proprietarul și suveranul în această țară și care este de fapt decidentul, și acela este poporul român. Aceasta a fost stabilită în Constituția Cetățenilor de către Constantin Cojocaru, am spus-o și noi de multe ori, o mai spunem, și când e vorba de mutualizarea firmelor private, adică trecerea firmelor private sau de stat în proprietatea lucrătorilor lor și transformarea în firme cu lucrători proprietari, aceasta este larga răspândire a proprietății productive în privat.
Pentru că da, persoană fizică fiind, ești privat. Ești în privat. Poți să fii persoană juridică, poți să ai calitatea și de persoană fizică, e același lucru, e proprietate personală, e proprietate privată. Nu este proprietate privată numai când ești în persoană juridică și firma ta sau PFA-ul deține respectiva proprietate. Nu. Este și când ești persoană fizică. Pentru că prin intermediul CNP-ului se fac tranzacții. CNP-ul fiind acel cod numeric personal, bineînțeles știm, dar este dat de către Banca Națională a României. Cu alte cuvinte, suntem entități comerciale. Prin acest CNP și prin persoana fictivă din buletin, care este scrisă cu majuscule. Nu intrăm în detalii, este vorba de legea contractuală, da, legea maritimă comercială, care ne impune și ne-a impus încă din anii 70 aceste tipuri de, cum îi spune, acte de identitate. Mă rog, fictivă, bineînțeles, pentru că ființa respectivă, suverană, ca să spunem așa, este cu totul și cu totul altceva. Mai există și un alt act înainte de cel care dă primul CNP, și anume înainte de certificatul de naștere. Dar de ce vorbim despre această chestiune? Pentru a clarifica o dată pentru totdeauna că da, și când ești persoană fizică și când ești persoană juridică, ești privat. O să mai vorbim în alte episoade despre privatizare și ce înseamnă de fapt privatizarea a ceea ce a fost privat și este privat în continuare. E vorba de legea privatizării 15/1990, la care s-a opus varianta cu jucarul, adică legea cu jucarul, care s-a transformat în Constituția cetățenilor și la care se opune, bineînțeles, și acest proiect de țară, hrană, apă, energie. Mergem mai departe. Practic. Da, deci asta este prima chestie pe care o zice el în legătură cu lucrătorii proprietari, da, mijloacele de producție deținute de muncitori. Asta e fix o chestie pe care o zice Marx. Și o să vă citesc un paragraf din Marx foarte relevant în care chiar zice asta. Ia uitați, vă doar. Bun, ne oprim un pic aici. Vom arăta și noi care este acel paragraf din Marx. Este vorba de critica programului de la Gotha din 1875, chiar și respectivul podcaster vorbește despre acest program. Iar și este vorba de un paragraf, un simplu paragraf pe care îl scoate din contextul total al lucrării respective, neavând niciun fel de, nu știm cine este acest personaj, nu știm ce fel de pregătire are, dacă este pregătire, dacă are pregătire economică sau politică sau ambele, nu știm dacă este un analist, nu știm dacă este un antreprenor, nu știm dacă este un angajat, nu știm nimic despre această persoană, dar, mai mult de atât, noi venim cu exact scrierile experților și o să vedem imediat aici că vreau să discutăm un pic. Am preluat și noi mai de mult un articol care se numește Capitalism versus Marxism versus Distributism. Și este un articol care chiar spune exact de ce marxismul este total diferit de distributism și care sunt diferențele. Nu numai la nivel economic, dar și la nivel politic, social, cultural și așa mai departe. Hai să vedem. Pentru că este foarte important să clarificăm de ce marxismul nu are nimic de a face cu distributismul, deși coincide în câteva puncte, în câteva. Dar mai mult, așa cum Marx era împotriva capitalismului pentru că l-a înțeles total greșit, și trebuie să facem precizarea că această școală de tip, hai să zicem, austriac a marxismului, școală de economie, mare atenție, nu politică,
De ce este împotriva capitalismului și de ce capitalismul, de fapt, este exact inversul acestui tip de școală marxistă? Și spunem așa, distributismul este adesea respins pe motiv că ar fi o formă de marxism. Foarte bine început aici. În realitate, cu greu ne putem imagina o asociere mai eronată. Distributismul nu are nimic comun cu marxismul, în afară de faptul că nu e capitalism. Din păcate, pentru mulți capitaliști este suficientă această trăsătură pentru a-l confunda cu un model provenit din teoriile lui Engels și Lenin. Însă distributismul se opune categoric tuturor celorlalte trăsături ale marxismului. De fapt, distributismul ar putea fi descris drept anti-marxism. Anti-marxism. Deci, iată că dumnealui nu s-a sinchisit nici măcar un pic să caute mai mult pe site-ul nostru, pentru că, apropo, acelea au fost luate de pe site-ul nostru, acele paragrafe, acele puncte. Și mai mult de atât, nu a dat nici măcar un simplu search pe Google să vadă, domnule, hai să vedem care e diferența totuși între distributism și marxism, așa cum am făcut și noi, am zis, hai să preluăm ca să facem diferența, pentru că știam că va veni o vreme, iată, când cineva, la un moment dat, va vorbi despre aceste lucruri ca și cum ar fi două lucruri identice. Marxismul, și continuăm, se definește prin trei trăsături principale. În primul rând, critica față de capitalism. În al doilea rând, principiul filozofic al materialismului dialectic. În al treilea rând, teza despre revoluția proletariatului. Mare atenție! Deci, rețineți cuvintele cheie colectiv, colectivizare și cooperativizare sau cooperativă. Bun. Și lucrător proprietar versus proletar. Mare atenție. Care va conduce la abolirea, continuăm, proprietății private și la instaurarea proprietății colective. Există forme variate de marxism, leninism, trotskism și altele, diferențiindu-se între ele prin anumite detalii, însă orice sistem care nu îmbrățișează aceste trei concepte fundamentale nu poate purta numele de marxism. Distributismul, după cum vom vedea, poate fi descris ca împărtășind cu marxismul o singură trăsătură, v-am spus. Coincide într-un anumit punct, dar nici pe aceasta în totalitate, sau în câteva puncte, dar noi spunem din nou că într-un anumit punct. Se disociază de marxism într-o asemenea măsură încât a le considera similare sau a stabili o legătură reală între ele, înseamnă cel puțin a da dovada de miopie filozofică. Păi să mergem mai departe la clipul dumnealui. Bun. Și să ascultăm. Pentru că e foarte interesant. O chestie. Dezvoltarea durabilă ca element de bază a politicii de stat. Ați vedem ce zice Călin Georgescu. Măsuri legislative și inițiative concrete, coerent articulate, destinate creării și dezvoltării de bănci populare, ok, cooperative de producție, ok, și distribuție, ok. Uniuni de credit, ok, întreprinderi cu lucrători proprietari și producție în parteneriat. Deci, ia auziți aici, întreprinderi cu lucrători proprietari. Nu se vede cum am pus eu. În continuare face confuzia între lucrător proprietar și, bineînțeles, muncitor care nu deține proprietatea privată respectivă, așa cum prea bine știm în colectiv, nu mai ai proprietate privată, cu toate că am și spus, s-a lăsat o breșă, nu știu dacă vă aduceți aminte și vă rugăm să vizionați episodul 4, am impresia că este, despre distributism, s-a lăsat o breșă în Constituția din 1955 de la noi, a Republicii Socialiste România, mare atenție, nu comuniste, să nu confundăm, în care se spune că da, într-adevăr, poporul român deține bunurile, mijloace de producție, în proprietate. Nu știu dacă folosește exact cuvântul proprietate privată, adică privat, dar în proprietate. E o breșă lăsată
cumva, nu știu dacă intenționat, poate nu neapărat intenționat, dar e posibil să fie intenționată tocmai pentru a ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Ne referim la anii 70, după 1971 știm foarte bine că Nixon a scos dolarul de sub standardul aurului, astfel că a dat drumul tiparniței de bani, a început să se tipărească bani, dolari, și a început criza financiară. Din nou, nu că n-ar mai fi fost. Aduceți-vă aminte de crack-ul de la New York din anii 29-33. Și, bineînțeles că asta s-a datorat faptului că s-a dat drumul la tiparnița de bani și atunci, dar de data aceasta a fost scos de sub standardul aurului, astfel că money was never backed up by gold anymore, ca să zic așa. Adică banii, dolarii, nu mai aveau acoperire în aur. Astfel că, iată ce s-a întâmplat și s-a început cumpărarea activelor tuturor statelor în momentul în care ne-am împrumutat și noi și celelalte state care s-au împrumutat. Și, bineînțeles că aceasta înseamnă nimic altceva decât asasinat economic. Pentru că a fost un jaf, nimic altceva. Mergem mai departe. Aici vedeți? Cu lucrători proprietari. Deci lucrători proprietari. Mutualizare lucrători proprietari. Aici. Călin Georgescu. Distributismul. Da? Călin Georgescu este distributiv. Bun. Este clar luat de pe site-ul nostru. Îi mulțumim. Ne-a făcut o reclamă oarecum gratuită. Spunem noi, da, este luat de pe site-ul nostru. Vă putem arăta fără niciun fel de problemă. Dar nu despre asta este vorba până la urmă. Este vorba despre faptul că, așa cum am spus, face confuzie între distributism și marxism. Hai să mai citim. Prima trăsătură fundamentală a marxismului, și anume critica adusă capitalismului, prezintă unele similitudini vagi cu analiza pe care distributismul o aplică aceluiași sistem. Facem o paranteză. Dacă ar fi citit respectivul domn despre din scrierile lui G.K. Chesterton și Hilaire Belloc, am mai vorbit în episodul 4, vă rugăm vizionați-l, fondatorii a ceea ce s-a numit distributism în Anglia de la început de secol 20, cei doi prelați catolici, mari gânditori, de altfel, mari gânditori creștini, veți vedea că acolo spune exact despre distributism. Și vă invităm pe cei care cunoașteți limba engleză destul de bine să vizitați Distributist Review. Să vedem dacă reușim și noi să vi-l arătăm site-ul. Unde veți citi acolo foarte multe lucruri. În legătură cu distributismul. Foarte multe articole. Articole preluate din cărțile, bineînțeles, lui Hilaire Belloc și G.K. Chesterton, celor doi mari corifei, dar, bineînțeles, și ale conservatorului Philip Blond din Marea Britanie, care la fel este un distributist. Nu cunoaște nimic, din păcate, despre istoria distributismului, acest domn, și îl invităm să cunoască, pentru că nu cred că a auzit de Rerum Novarum, enciclica, pare mi se că lui Papa Clement, parcă, și ar fi bine, e posibil să mă înșel, nu știu dacă e Papa Clement, am acum un mic lapsus, dar este bine să cunoască cam de pe din ce ani vine această idee a distributismului
în comparație cu socialismul care, mă rog, s-a dus în stânga, marxismul aproape în stânga, de fapt, un soi de dreapta, se duce spre fascism și așa mai departe. Mergem și citim în continuare. Marx susținea că în sistemul capitalist masa muncitorilor, iată, proletariatul, ajunge să fie controlată de o minoritate, proprietarii sau burghezia, burjazii. Nu? Marx se opunea comodificării muncii pe care și distributismul o denunță, iată care este asemănarea, el susținea că acest fapt îl împiedică pe muncitor să dispună de putere politică și economică, aspect pe care distributismul îl constată. Totuși, similaritățile încetează în acest punct, domnule Tudor, și mai cum te numești. Bun. Mai departe. Citim un pic de aici și continuăm cu clipul, pentru că e foarte interesant. Critica pe care distributismul o aduce capitalismului începe, ca și cea a lui Marx, cu observația că sistemul capitalist concentrează proprietatea productivă în mâinile câtorva oameni. Bun. Însă obiecțiile aduse de Marx diferă de cele formulate de distributiști. O să continuăm imediat după ce mai ascultăm un pic din clip, ca să analizăm în continuare. Haideți să vedem. El nu este socialist, nu este comunist. Nu. El este distributist. Da? Deci asta e... Aia e fix horseshoe-ul ăla de care vă ziceam. Nu suntem socialiști, nu suntem comuniști, suntem distributiști, suntem mutualiști. Da, ok. Trăim într-o societate care ne obligă să ne petrecem viața muncim pentru alții, în loc să muncim pentru noi și familiile noastre. De tineri învățăm să devenim o resursă umană, un sclav pe plantațiile transnaționalelor și ale oligarhilor locali. Ok, asta zice și Marx. Învățăm să călcăm pe cadavrele aproapelui nostru pentru a urmări chimera unui loc de muncă bine plătit. Ok. Dacă observați exact ce v-am spus în acest articol Capitalism, Marxism și Distributism, pe care l-am preluat și noi acum mult timp, exact despre această similitudine vorbește și dumnealui în clip. Însă nu merge mai departe, din păcate, dar își dă seama că există totuși diferențe. Există mici asemănări. O să vedeți la sfârșitul clipului, după ce vă vom da și acel pasaj din Marx, din Critica problemului de la Gotha, din 1875, mult mai târziu de Manifestul Comunist, da, 1848, și mai târziu de scrierea lui fundamentală numită Das Kapital, în care spune foarte clar, comunismul va apărea pe cale pașnică în cea mai dezvoltată țară capitalistă din lume. Prin concentrarea la vârfa capitalurilor. Și aici putem să punem în paranteză, în transnaționale, unde statul devine un dușman continuu și trebuie să dispară. Pentru că capitalurile respective vor excede statul. Păi, 200 de multinaționale sau transnaționale astăzi dețin mult mai mult capital decât PIB-urile tuturor țărilor din lume. Mult mai mult. Iată comunismul. Mai departe. E o analiză chiar oarecum marxistă, da? Marx ar fi de acord, Marx ar da like la asta. Ia uite. Distributismul. Asta tot din Călin Georgescu, tot din articolul ăla. Distributismul nu înseamnă redistribuirea avuției naționale din modelele socialiste, ok, ci propune o cât mai largă distribuire a proprietății productive. Proprietatea productivă înseamnă posesiunea fizică și folosirea efectivă a pământului, uneltelor și cunoștințelor, adică mijloace de producție, l-ar zice Marx. Și asta... Nu sunt numai mijloace de producție, este vorba și de cunoștințe. Astfel că cunoștințele respective înseamnă profesionalizare în primul rând. În al doilea rând înseamnă vocație. Bun, și citim din nou de aici și după aceea o să facem un pic de critică a
respectivului pasaj din Marx. Deci spuneam că Marx se opunea cu modificării muncii pe care și distributismul o denunță. Bun, critica pe care distributismul aduce capitalismului începe ca și cea a lui Marx. Observația că sistemul capitalist concentrează proprietatea productivă în mâinile câtorva oameni. Iată observația. Iată diferența. Însă obiecțiile aduse de Marx diferă de cele formulate de distributism. Distributismul arată că mijloacele de producție sunt deținute de un număr mic de persoane, ceea ce conduce la situația ca masa de oameni lipsiți de proprietate. Să vedem că la Marx este vorba de abolirea proprietății și aduceți-vă aminte că Marele Reset de astăzi vorbește despre you will own nothing and you will be happy, nu vei deține nimic și vei fi fericit, pentru că trebuie totul să fie la comun, iată comunismul. Distributismul sub nicio formă nu vorbește despre acest lucru, este total diferit. Vorbește despre proprietatea și suveranitatea pe care o deține omul asupra sa și asupra bunurilor, da, mijloace de producție. Deci, distributismul arată că mijloacele de producție sunt deținute de un număr mic de persoane, ceea ce conduce la situația ca masa de oameni lipsiți de proprietate să nu se poată bucura de independența economică, nici de puterea de a influența sfera politică. Și o să vedeți mai târziu de ce vorbim. Sau, cel puțin, să fie extrem de dificil să beneficieze de ele. Soluția este încurajarea răspândirii pe scară largă a proprietății productive în rândul oamenilor obișnuiți. Și aduceți-vă aminte că în episodul anterior am vorbit despre rețea. Da? Acolo, în paragraful pe care îl arată dumnealui, apare peer-to-peer, P-E-R, linioară T-O-P-E-R. Bun. Care înseamnă de la om la om, față către față, în rețea. Mai multe cred că poate să vă dea ca și detalii domn profesor Ovidiu Curduzeu și chiar îl invităm pe această cale să facă măcar o intervenție în care să explice toate aceste chestiuni, pentru că iată confuziile care se fac așa într-un mod gratuit în spațiu public și sunt totuși oameni care ascultă și achiesează la așa ceva. Chiar îl cred. Bun. Și spune așa. După faimoasa constatare a lui G.K. Chesterton, prea mult capitalism nu înseamnă prea mulți capitaliști, ci prea puțini capitaliști. Iată ce este de fapt capitalismul și o să vorbim și despre cadranul banilor al lui Robert Kiyosaki și o să vedem de ce școala lui Robert Kiyosaki este total diferită. O școală capitalistă reală este total diferită de școala austriacă de tip marxist, care e bazată pe sistemul tributar. Adică socialist, comunist, totul la comun, abolirea proprietății, politica corectă, etc., etc. Pe de altă parte, potrivit lui Marx, chiar și cei câțiva proprietari privați care controlează mijloacele de producție în capitalism sunt prea mulți. Iată diferența. Deci G.K. Chesterton ce spune este total invers față de ceea ce spune Marx. Iar Chesterton se știe, repetăm, este unul dintre fondatorii doctrinei care se numește distributism în lumea noastră acum. Pe de altă parte, potrivit lui Marx, chiar și cei câțiva proprietari privați care controlează mijloacele de producție în capitalism sunt prea mulți, mijloacele de producție nu ar trebui să fie deținute de nimeni, ci doar de stat. Astfel încât să fie lipsiți de proprietate, nu majoritatea, ci toți muncitorii. Cu toate că o să vedem că vorbește în 1875 despre proprietate. Chiar el, Karl Marx. Oare s-o fi schimbat? Nu se știe. Cu alte cuvinte, obiecțiile pe care distributismul le aduce capitalismului sunt ca mijloace de producție. Repetăm, cu alte cuvinte, obiecțiile pe care distributismul le aduce capitalismului sunt ca mijloacele de producție să aparțină unui număr prea restrâns de persoane. Că mijloacele, pardon, repetăm, cu alte cuvinte, obiecțiile pe care distributismul le aduce capitalismului sunt că mijloacele de producție aparțin unui număr prea restrâns de
persoane, în timp ce Marx contestă faptul că prea mulți oameni dispun de ele. Argumentele distributiștilor sunt corecte, cele formulate de marxiști sunt eronate. Așa cum am constatat mai sus, aceasta este o vagă similaritate între cele două teorii în privința unei singure trăsături, care nu este nici pe departe suficientă pentru a putea pune semnul egalității între ele. Iată, mergem mai departe la clip. Asta zice și Marx. O largă distribuție a mijloacelor de producție, adică muncitorii să-și dețină mijloacele de producție. Așa cum a zis și Călin Georgescu. Și o să vă citesc ce zice și Marx, după ce terminăm cu Călin Georgescu. Să vedeți că Marx zice ceva foarte asemănător, dacă nu chiar identic. Depinde cum interpretăm, dar e în cel mai puțin este asemănător și în cel mai grav caz e chiar identic. Ia să vedem. Distributismul este un sistem, ăsta tot Călin Georgescu, da? Distributismul este un sistem sustenabil pe care l-a validat printre altele. Ia auziți aici. Mii de mici firme de familie și firmele cu lucrători proprietari, băncile de microcredite și uniunile de credit. Ok. Economia uitați aici ce exemplu dă. Economia distributistă a provinciei italiene Emilia-Romagna, unde 45% din PIB provine din cooperative și firme de familie care funcționează în sistem partenerial și asociativ, demonstrând că economiile și firmele distributiste au un avantaj structural pe care sistemul monopolist financiar și cel socialist nu pot să-l egaleze. E, acum, surpriză. Emilia-Romagna este exact exemplu pe care îl dau unii economiști marxiști. Punem un pic de pauză și facem o precizare. Da, sunt anumiți marxiști care vorbesc despre Emilia-Romagna, dar să nu uităm că zona Emilia-Romagna în momentul de față și, bineînțeles, Bologna, pentru că e vorba de Lombardia, este vorba de nordul Italiei, sunt afectate de industrializare. Orice am spus dățile trecute la industrializare, despre industrializare, înseamnă producția la scară largă, iar industrializarea este caracterizată întotdeauna prin sisteme centralizate, cel mult descentralizate, dar de fapt e vorba de un sistem centralizat care nu mai este distributiv sau distributist. De aceea au început marxiștii să vorbească despre Emilia-Romagna și nu cred că vorbeau de, cooperativele și firmele de familie, atenție, care înseamnă firme mici, entități mici economice, care funcționează în sistem partenerial și asociativ. Mergem mai departe. De economie comunistă. Cooperative în care angajații, în care muncitorii își dețin mijloacele de producție. Exact ce zice Călin Georgescu. Eu vă citesc din Călin Georgescu, da? Propunerea de prim-ministru a Partidului Conservator, după părerea mea destul de extremă dreaptă, AUR. Ar zice și Marx, poate un pic diferit. Da. Păi, ca să analizăm un pic mai mult, încă o dată, confundă cooperativele cu colectivizarea și colectivele, care nu au nimic de a face, pentru că acolo, în colective, nu mai există proprietatea privată. Statul, așa cum am zis, deține proprietatea asupra terenului agricol, asupra bunurilor, mijloace de producție, uneltelor și așa mai departe, inclusiv asupra know-how-ului, ca să spunem așa. Să nu uităm că școala pe care o făceau respectivii muncitori, fie că era profesională, fie că era, adică școala de meserii, spre exemplu, era și aparținea statului, care era socialist, nu comunist. Și face și confuzia între comunism și socialism. Socialismul este naționalist, să zicem, prin excelență, însă se bazează pe faptul că bunurile, mijloace de producție, sunt deținute de stat. Comunismul este un hibrid. Este un soi de fascism.
Este vorba de decentralizarea tuturor capitalurilor și bunurile mijloace de producție, da, într-un stat care este deținut de câțiva privați. Astăzi, statul este corporație internațională. Dumnealui nu cred că cunoaște faptul că există legea 28 din martie 1991, care ne aliniază la corporația internațională și nu cred că știe ce înseamnă corporația internațională. Mergem mai departe. Dar esența este foarte asemănătoare. Ok, următoarea chestie. Mai avem o ultimă chestie din Călin Georgescu. Obiectivele distributiste, nu redistributiste. Reintegrarea colectitudinii în economia de piață. Uite, asta e o diferență. Călin Georgescu vrea economie de piață, dar vrea să fie o economie de piață corectă. Și asta o faci cum? Păi prin cooperative. Iată. A vorbit de economie de piață corectă, și asta cum o faci prin cooperative, este o confuzie foarte, foarte ciudată. Economia de piață se bazează pe laissez-faire-ul lui Adam Smith, care, din păcate, a fost deturnat de către marii colonialiști care mai târziu au devenit corporatiștii petrolului și cărbunelui, ca apoi să preia bursa mărfurilor, transformând-o în bursă de valori. Prin preluarea, să spunem așa, capitalurilor și a băncilor, că practic Rothschild, Rockefeller au devenit inclusiv, pe lângă faptul că au fost industriași, au devenit și finanțiști bancari mai târziu. Deci erau, cum îi spune, oil tycoons, carbon tycoons, sau coal tycoons, mai bine zis. Da? Și erau și money tycoons. Deci erau big money, big business, big oil, big coal și așa mai departe. Deci toate erau corporații care erau deținute de câteva familii, mai bine zis, și astăzi sunt deținute tot de câteva familii și sunt în sistem centralizat, piramidal. Mergem mai departe. Mijloacele de producție deținute de muncitori. Călin Georgescu nu merge chiar atât de departe pe cât merge Marx, dar e aproape, aproape. Mai are un pic și ajunge unde zice și Marx. Reintegrarea în economia principiului reciprocității și încrederii prin promovarea firmelor de familie și a firmelor de tip cooperatist, conduse după regula un om, un vot. Deci dacă te duci și întrebi anumiți marxiști sau anumiți market socialists, există și de ăștia, o să spună oamenii că principiul un om, un vot este principiul după care trebuie condusă firma. Da. Principiul un om, un vot l-am spus exact aici. Stați să vedem dacă reușim să-l și găsim. Tocmai l-am spus să-l. Și anume faptul că era vorba de lucrătorii proprietari care dețin inclusiv pârghile sociopolitice. Pârghile sociopolitice, și am menționat în episodul anterior în care am vorbit despre ESG, în care am vorbit despre distributism din nou și despre de ce nu sunt înțeleși așa distributiștii. Am vorbit despre faptul că este vorba de environmental social governance. Aceasta este tema sustenabilității și a dezvoltării durabile. Adică mediul înconjurător, mediul social și guvernanță. Normal că ai dreptul democratic participativ la vot, atât timp cât ești un om, o ființă, persoană, suverană, la
ați exprimat decizia. Sunt niște discrepanțe totuși, în sensul că într-o companie multinațională, comunistă de altfel, doar cei de la vârf au votul de decizie. Și mai ales proprietarii care nu sunt CEO, COO, COB și așa mai departe. Nu sunt așa ceva. Deci nu fac parte din executiv. Ei sunt investitorii. Și aici ne referim la cadranul banilor al lui Robert Kiyosaki. Să vedem dacă reușim să găsim. Și un infografic foarte ok, să-l putem arăta. În care în partea dreaptă avem ăsta ar fi cel mai bun. În partea dreaptă avem business owner, da, proprietar de afaceri și investitor. Aceștia sunt cei care sunt proprietarii adevărați. Dar dacă toți ăștia de aici, angajații, ar deveni proprietari de afacere mică, pentru că este vorba de larga răspândire și nu poate fi făcută decât prin mici afaceri, care pot să se extindă, desigur, având în vedere că lucrează pe sistem de rețea, atunci ar avea un om un vot. Iată. Nu 300 de oameni, pardon, un om 300 de voturi. Adică să voteze și pentru toți ceilalți angajați, să spunem așa. Sau 300 de oameni un vot. Din 300 de oameni, un singur om să aibă votul și acela să fie proprietar. Restul angajați sau liberi profesioniști. Cum sunt cei cu profesiile liberale. Liberalismul se află pe aici. Tot în partea stângă, de stânga, iată, a cadranului banilor, dar și politic până la urmă. În partea salată de dreapta ar fi corporatiștii. Așa zis și capitaliști, dar acei capitaliști oligarhi, prin capitalismul lor de cumetrie, bineînțeles, numai între ei își împart avuția, proprietatea privată și bunurile mijloace de producție sunt deținute de către ei, atunci sunt proprietari. Bun. Mergem mai departe. Cu alte cuvinte, angajații nu sunt proprietari. Asta vreau să spun. Cooperativa. Evident că nici cooperativele alea pe care le dau exemple nu sunt conduse chiar așa. E o discuție destul de complexă și acolo. Nu o să intru în ea acum. Dar un om, un vot, cooperatist, oamenii dețin business-urile și iau deciziile, da? Muncitorii iau deciziile, un om, un vot. Asta este o chestie pe care o dau exemplu inclusiv oameni care sunt marxiști. Micșorarea propostei dintre proprietate și muncă. Micșorarea propostei. Asta țineți minte că o să vă citesc acum un fragment din Marx în care Marx asta zice că e nașpa. Prăpastia dintre proprietate și muncă pentru a construi stabilitatea socială și economică. Asta, prăpastia dintre proprietate și muncă, asta o vede Marx ca fiind o problemă mare. Răspândirea largă a proprietății productive ca element esențial pentru dobândirea independenței față de corporații, birocrații și sistemul bancar cămătăresc. Marx ar da like, probabil. Haideți să... Marx a fost puternic finanțat de pe Wall Street. Îl invităm pe domnul Tudor, sau cum îl cheamă, să citească cartea lui Anthony Sutton despre Revoluția Bolșevică și Marx și Wall Street. N-ar da like. Ar da dislike, pentru că lui Marx i-au plăcut finanțiștii bancari. Să nu uităm că Marx a fost puternic finanțat de Engels, de asemenea.
De altfel era întreținut de bunul său prieten Engels. Vedeți, e foarte interesant cum persoane de acest gen, care nu știm ce fel de pregătire au, dar venim și noi cu pregătirea, nu a mea personală, nu a noastră personală, ci a acelor experți. Iată, G.K. Chesterton, Hilaire Belloc, Robert Kiyosaki, nu-i așa, Călin Georgescu. Cei care vin cu asemenea, nu știu cum să spun, deconstructivizare, deconstruire a unor lucrări ale experților, ale specialiștilor, cei care vin cu asemenea analize rupte din marele context, fără ca mai apoi să facă să-și facă tema mai amplă și să vorbească exact despre ce este marxismul, cine a fost Marx, de unde și-a tras amalgamul de teorii, pentru că au fost teorii în mare parte și nu au avut aplicabilitate 100% în realitate, aplicabilitate practică, iată ce se întâmplă. Ce anume faptul că apar personaje care vorbesc despre, de exemplu, domnul Călin Georgescu, exact cum o vedem aici, ca fiind un conservator marxist. Marx niciodată n-a fost un conservator. Mergem mai departe și mai citim un pic din acest articol, pentru că ar fi foarte interesant să vedem. În al doilea rând, marxismul are la bază o doctrină filozofică numită materialism dialectic. Spațiul nu ne permite să explicăm detaliat această teorie. Pe scurt, potrivit materialismului dialectic, întreaga istorie umană este, de fapt, istoria luptei de clasă. Societatea se luptă să ajungă treptat la un stadiu superior de evoluție, trecând prin diferite etape de dezvoltare de la societățile sclavagiste ale antichității, evoluând la forma societăților feudale ale evului mediu, până la societățile capitaliste din vremea lui Marx. Cu fiecare etapă, proletariatul cucerește inevitabil tot mai multă libertate, iar omenirea se îndreaptă gradual către scopul final, revoluția proletară, despre care a vorbit Marx în Manifestul Comunist și Engels foarte extensiv. Mă mir cum de a trecut cu vederea respectivul Manifest Comunist acest domn. Mergem mai departe și spunem, cu fiecare etapă proletariatul cucerește inevitabil tot mai multă libertate, iar România se îndreaptă gradual către revoluția proletară, am spus, abolirea proprietății private și instaurarea societății comuniste în care statul va fi eliminat definitiv, fiindcă forța sa coercitivă nu va mai fi necesară. Exact ce spuneam. Când PIB-ul statelor lumii este excedat de câteva transnaționale, atunci la revedere stat. Banii sunt puterea. Cum spunea Nathan Rothschild, dăm puterea de a emite monede în acea țară și nu-mi pasă cine îi face legile. E normal, pentru că cine îi face legile sunt angajați. Ca să vorbim în limbajul lui Kiyosaki. Iar angajații depind de salariu. Ia să retragi cu toți banii, atunci nu-și mai au salariu, nu mai fac legile, nu-i așa? Foarte simplu. Acesta este materialismul istoric. Nu există Dumnezeu și niciun principiu transcendent care să influențeze cursul istoriei. Culmea, când n-a văzut domnul Tudor, sau cum se numește, nu este vorba de Tudor Ursea al nostru, fratele meu cel bun, este vorba de acest Tudor. Istoria există pur și simplu, este un fenomen natural, echivalentul social al evoluției darwiniste. Religia este o iluzie, opiumul maselor, nu așa? O altă unealtă folosită de burghezie, prin care aceasta încearcă în zadar să împiedice declanșarea revoluției comuniste iminente. Să nu uităm că acea burghezie religioasă, și nu vrem să dăm în biserici, dar trebuie să spunem că este ierarhizată pe un sistem piramidal. Iată burghezia și bineînțeles că au avuții și știm foarte bine cum
Uitați aici cum și-au dobândit, spre exemplu, Biserica Catolică, cum și-a dobândit avuțiile în Evul Mediu. Citim că vrem să facem o precizare. Distributismul combate categoric această viziune. Este un model care are rădăcini în principiile creștine, fiind validat oficial pentru prima dată de Papa Leon al XIII-lea. Ne cerem scuze, deci era vorba de Papa Leon al XIII-lea, nu Papa Clement, în enciclica sa Rerum Novarum. Da? Deci vedeți de unde pornește. De la modelul cu principii creștine total, total, total antimarxist. Mă mir cum de a scăpat. Da. În fine, continuăm. Vedem ce zice Marx. Un mic citat din Marx, sunt multe citate din Marx, l-am mai folosit pe ăsta odată citatul ăsta din Marx, dar haideți să-l mai folosim odată. Orice repartiție a mijloacelor de consum este doar o urmare a repartiției, asta este din critica programului de la Gotha al lui Marx, da? Este doar o urmare a repartiției condițiilor de producție însăși. Iar repartiția acestora, din urmă, este o caracteristică a modului de producție însuși. Modul de producție capitalist, de pildă, se întemează pe faptul că condițiile materiale ale producției se află sub formă de proprietate asupra capitalului și de proprietate asupra pământului în mâinile unor oameni care nu muncesc, exact ce nu-i place lui Călin Georgescu, în timp ce masa este numai deținătoarea condiției personale a producției, forța de muncă, exact ce zice și Călin Georgescu. Elementele producției odată astfel repartizate, rezultă de la sine repartiția actuală a mijloacelor de consum. Deci dacă vrei să ai mijloacele de consum altfel, ar trebui ca muncitorii să dețină mijloacele de producție. Exact ce, cam ce zice și Călin Georgescu. Atunci când condițiile materiale ale producției vor fi repartizate, vor fi proprietate colectivă a muncitorilor înșiși, deci atunci când condițiile materiale ale producției vor fi proprietate colectivă a muncitorilor înșiși, exact ce zice Călin Georgescu. Foarte asemănător cu ce zice. Colectivă. Nu cooperativă. Da? Colectivă. Nu cred că vedeți vreun cuvânt cooperativă aici. Colectivă. Vorbește despre colectivă. Mă mir cum acestui domn i-a scăpat acest detaliu foarte insignifiant, aparent, de fapt, foarte semnificativ. Pentru că sunt două lucruri total diferite. Două lucruri total diferite. Una este colectiva, am pus o pauză acum, ca să vă explicăm, și alta este cooperativa. Cooperativa, bineînțeles, că se bazează pe cooperare, iar colectiva pe colectivizare, adică colectă. Ce înseamnă colectă? Tribut. Deci iată metoda tributar asiatică, bineînțeles, pentru că tributurile vin tocmai din sistemele asiatice, de tip socialist. În niciun caz distributist. Cooperativa este distributistă. Pentru că se răspândește larg producția productivă și oricine are ceva de făcut, muncește, dar este proprietar, nu proletar. E o diferență. Continuăm. Zice Călin Georgescu. Rezultatul va fi o repartiție a mijloacelor de consum diferită de cea actuală. Deci cam atât aveam să vă citesc. Nu sunt foarte mari diferențele. Închidem acest tab. Nu sunt foarte mari diferențele, dar sunt diferențe. Păi parcă era aproape la fel, nu? Sau la fel? Bun. Da. Este vorba de abolirea proprietății private. Pentru că Marx considera că cei care dețin capitalurile nu muncesc. Așa și era atunci, cu acei capitaliști de cumetrie. Însă, există alt tip de capitalism, capitalismul conștient, capitalismul acesta care, și nu o să-i placă lui Ovidiu Hurduzeu, ne pare rău, dar o să spunem, pentru că, iată, există cărți precum Manualul Capitalistului al lui Rich DeVos, un mare, apropo, să spunem așa, distributist, nedeclarat neapărat, dar care a avut și are în continuare afacerea sa încă din 1960.
marea sa afacere, American Way Corporation, care este pe sistem de rețea și este capitalistă reală. Este exact acel sistem de rețea despre care vorbea Robert Kiyosaki în Școala de Afaceri și încă o carte, Afaceri Interactive. Pentru că, da, este vorba de cei care lucrează să creeze active rețele care mai apoi să lucreze de la sine. Nu înseamnă neapărat că nu mai muncești, dar devii lider. Una este să faci activitate pentru capital, iată, pentru bani, și alta este să creezi sisteme care să funcționeze de la sine. Culmea este că și capitalismul de cumetrie are așa ceva. Însă sistemul lor este piramidal, iar primul venit este primul plătit. În sistemul de rețea este invers, piramidal. Și asta o spune Kiyosaki. Aș mai vrea să citesc un pic, pentru că ați văzut, vorbea și de faptul că era vorba de capitaliștii, deci cum am spus, care nu munceau, dar G.K. Chesterton la fel spune că e nevoie de nu prea puțini capitaliști, ci mai mulți capitaliști. De ce? Pentru că trebuie să se răspândească larg capitalul. Și, bineînțeles, bunurile mijloace de producție. Deci progresul acesta istoric de tip marxist nu are de-a face cu, bineînțeles, distributismul. Să mai citim un pic. Distributismul neagă ideea de progres istoric inevitabil. Chesterton a ironizat această idee în The New York Times Magazine, definind-o drept faptul de a prefera ziua de joi celei de miercuri, fiindcă este joi. Nu evoluția istorică le poate fi de ajutor muncitorilor, ei trebuie să se ajute pe ei înșiși, ghidându-se după principiile vieții sociale stabilite de creator. Statul nu va dispărea pur și simplu așa cum prevede Marx în Sinistra sau Utopie. Statul reprezintă, de fapt, o parte esențială a societății umane. Prezența sa în cadrul societății este indispensabilă, având rolul de a coordona către realizarea binelui comun activitățile oamenilor și ale întreprinderilor organizate conform principiului subsidiarității. Da, există și acest principiu. Da, dar nu este principiul asociativ, e o diferență. Această cooperare a tuturor membrilor societății, fie indivizi, fie întreprinderi, în vederea realizării binelui comun, poartă mai multe denumiri, cea mai recentă fiind cea de solidaritate. Este puternic contestată concepția că ar trebui să existe un război între diferitele elemente ale societății, fiind susținută, în schimb, ideea că toți oamenii sunt membri aceluiași organism social și trebuie să aibă ca scop binele comun. Este greu de imaginat o viziune asupra societății, a istoriei și a originii teoriei sociale mai în răspăr cu cea marxistă. În sfârșit, marxismul militează pentru realizarea unei revoluții proletare care să răstoarne definitiv ordinea bazată pe posesia individuală a mijloacelor de producție și să instaureze o orânduire în care aceste mijloace să fie deținute în comun. Acesta este comunismul. Dar definițiile chestiunii cu mijloacele care să fie deținute în comun e foarte vagă la Marx. Distributismul nu aderă la o astfel de viziune aberantă. Distributiștii au pledat pentru diferite idei menite să conducă la transformarea societăților capitaliste în societăți bazate pe justiție socială, însă toate aceste idei au în comun faptul că transformările în societate sunt graduale și pașnice. Nu e nevoie de revoluții care să răstoarne în praznic ordinea existentă, de baricade, de violență, are loc o schimbare conștientă pașnică produsă prin acțiunea rațională a membrilor societății. Noțiunea de solidaritate, descrisă pe scurt mai sus, exclude net orice idee marxistă precum revoluția proletară. Încă o dată, este greu să concepem un alt sistem în afara celui distributist care să se opună atât de tranșant marxismului. Cu adevărat nu este decât distributismul cel care se opune marxismului. Culmea, mă mir cum de i-a scăpat această chestiune. Și ca să vă arăt și care este totuși bibliografia. Da, prin notele traducătorului.
Bine, există aici și asemănarea cu darwinismul. Pe latura determinismului economic și viziunea materialistă asupra istoriei și omului, care sunt comune, apropo, și liberalismului de aici. Și neoliberalismul este un fel de neomarxism. Și spune așa Bolton, doctorul Bolton, din Why Karl Marx Supported Libertarianism, de ce a susținut Karl Marx libertarianismul sau liberalismul. Marxismul a fost în foarte mare măsură un produs al economiei engleze, imaginea în oglinda a teoriei comerțului liber. Acesta s-a dezvoltat odată cu apariția darwinismului, pe care atât marxiștii, cât și libertarienii l-au transpus din sfera strict biologică în cea economică. Potrivit darwinismului economic, istoria nu este decât evoluție economică, urmând o traiectorie progresist sau progresiv liniară, evolutivă. Ambele doctrine se bazează pe determinismul economic, pe concepția materialistă asupra istoriei și a relațiilor sociale. Concepția materialistă contrastează cu ceea ce reprezintă o unitate organică precum familia, națiunea și cultura. Pentru marxiști, acestea sunt concepte burgheze. Atenție! Pentru libertarieni, ele sunt expresii ale colectivismului, piedici în calea individului suficient lui însuși și autonom. Cu toate că libertarienii se consideră și sunt considerați oponenții ai socialismului, ei au în comun cu stângiștii perspectiva materialistă. Bun. Și mai avem și aici încă o chestiune pe care am vrea să o spunem. Termenul de distributism nu se referă la ideea împărțirii bogății decisă de o comisie de birocrați, și la crearea condițiilor existenței unui număr cât mai mare de mici întreprinzători, deținători de proprietate productivă, care pot crea bunăstare prin propriile mijloace, dar și prin cooperare cu semenii. Atenție! I-a scăpat domnului Tudor. Așadar, principiile de bază ale distributismului sunt proprietatea asupra mijloacelor de producție, subsidiaritatea, transferul puterii economice și politice către cele mai mici segmente ale societății. Este cumva în comun și cu corporatismul. Solidaritatea în vederea realizării binelui comun, formele asociative. Acest model reprezentând o a treia cale între capitalism și comunism. Mai exact între socialism și comunism. A fost inaugurat la noi în perioada interbelică de către țărăniștii Ion Mihalache și Virgil Magiaru, după cum arată Ovidiu Curduzeu. G.K. Chesterton, părintele distributismului englez, vorbește cu admirație despre partidele agrariene interbelice din Europa de Est, adică de la noi, care au reușit o luptă împotriva bolșevismului și a fratelui său Geamăn, marea corporație. Deci domnul Tudor să citească Anthony Sutton, da, despre cum au reușit Wall Street, cum a reușit Wall Street să financeze bolșevismul. Poate auziți și de termenul de idioți utili, pe care l-a folosit Lenin, pentru aceia care îi făceau lui și bolșevismului și marxismului în general, leninismului, mă rog, trotskismului, formele acestea îi făceau reclamă gratis, așa. Dar el era foarte bine plătit de către Wall Street. La fel și Marx, de altfel. Bun. Dacă s-ar fi documentat mult mai bine, s-ar mai fi gândit dacă mai făcea această intervenție, pentru că, iată, vorbim despre marxism și distributism, nu putem pune egal sub nicio formă între cele două. Și mai vrem să vedem un pic și aici o intervenție de a lui Paul Kengor, în care spune, pentru a defini comunismul într-o propoziție, cel mai bine este să folosiți cuvintele originale de Karl Marx și Friedrich Engels, care au scris că doctrina comunistă poate fi
rezumată ca abolirea proprietății private. Spune Paul Kengor, profesor de științe politice la Grove City College. A declarat pentru The Epoch Times, teoria comuniștilor poate fi rezumată într-o singură propoziție, abolirea proprietății private, au scris Marx și Engels, fondatorii doctrinei comuniste, în Manifestul Comunist, care i-a scăpat, domnului Tudor, iată, o carte care, adică ne-a vorbit despre, să vedem, poate o și găsim pe aici undeva, nu, despre critica programului de la Gotha din 1875. Bun. Abolirea proprietății private poate fi posibilă numai printr-un război, a spus Kengor, deoarece proprietatea privată este o lege iudeo-creștină de bază, drepturi naturale, drepturi biblice, nu vei fura. Adică de la peșteră până la tribunal, dreptul la proprietate este fundamental pentru natura umană și cu atât mai puțin orice economie de funcționare de oriunde. Da, despre asta vorbea și Karl Marx. Avem aici o chestiune foarte interesantă. Spune Karl Marx, comunismul rudimentar nu este decât desăvârșirea acestei invidii și acestei tendințe de nivelare pornind de la un minimum imaginat. El are o măsură precisă, limitată. Cât de puțin este această suprimare a proprietății private, o apropiere autentică ne dovedește tocmai negarea abstractă a întregii lumi a culturii și civilizației, întoarcerea la simplitatea nefirească a omului sărac și lipsit de trebuințe, care nu numai că n-a depășit proprietatea privată, dar nici nu a ajuns încă până la ea. Da, a fost un activist extraordinar, Karl Marx, însă a fost... păi și atunci să arătăm și noi cartea lui Anthony Sutton. Se mai numește și Wall Street and the Bolshevik Revolution. Probabil că unii dintre dumneavoastră o știți, poate că ar trebui să se mai gândească și cei care fac asemenea intervenții cu privire la chiar la persoana domnului Călin Georgescu, care este singurul român și o subliniem până o să ne cadă gura. Singurul român care are un proiect de țară în momentul de față viabil și dat nou la liber, bun. Iată cartea. Vă sugerăm să o luați și voi, să o citiți. The remarkable true story of the American capitalists who financed the Russian communists. Da. Dar vorbește, bineînțeles, și despre Wall Street and the Rise of Hitler. Sunt cărți de bază în care Anthony Sutton vorbește despre Karl Marx. Deci cam așa stau lucrurile, dragi prieteni. Iată că diferența este destul de mare. Și vreau să mai continuăm un pic să citim de aici. Pentru a desfința proprietatea privată, spune Kengor, veți avea un război pe mâini, veți avea nevoie de arme, veți avea nevoie de gulaguri, a spus Kengor în cadrul programului Crossroads al Epoch Times. Comuniștii au ucis, de fapt socialiștii, peste, de fapt, 100 de milioane de oameni pentru abolirea proprietății private. Vorbim de 100 și ceva, 120 și ceva de milioane de chinezi în timpul colectivizării Revoluției lui Mao. Vorbim de peste 60 de milioane de est-europeni în timpul epurărilor etnice de către Stalin, deci iată că ne îndreptăm spre ceva mai mult de 100, de 200 de milioane. Unii conservatori vorbesc despre cum comunismul distorsionează piețele și concluzionează că comunismul nu funcționează economic, a spus Kengor, precizând că comunismul nu funcționează pentru că este rău, este diabolic. Da, este diabolic. Sutele de milioane de oameni uciși, o spun foarte clar. Formula economic mondial, așa zisul,
A prezis că în 2030 oamenii nu vor deține nimic și toate produsele vor deveni servicii conform celor 8 predicții și aveți, bineînțeles, link-uri aici. Vizitați site-ul. Ale Organizației pentru Lume în 2030. Ida Auken, nu știu dacă am pronunțat corect, tânărul lider al WEF, membru al Parlamentului danez, a scris despre viziunea ei despre viață în 2030. Nu dețin nimic, nu dețin o mașină, nu am casă, nu dețin aparate sau haine. Tot ce ați considerat un produs a devenit acum un serviciu. Bun. Probabil că asta, domnul Tudor ar putea să consideră că, nu, asta nu e marxism, asta este distributism. Ei bine, așadar, dăm și un stop share aici. Da, dragi prieteni, iată, cu aceasta încheiem și noi intervenția noastră. Să sperăm că v-a fost tuturor de folos. Dați-mi și nou un like la clip, dacă v-a plăcut, iar dacă vreți să fiți anunțați când apar următoarele episoade, dați un subscribe dacă n-ați dat până acum. Am consemnat. Seară bună în continuare și rămâneți cu bine!